vedem puțin. Bună ziua! Sunt Dan Farca și reprezint compania Ectra Agrochemicals. Vreau să vă mulțumesc că v-ați adunat astăzi în număr atât de mare aici la evenimentul nostru. Vreau să-i mulțumesc și persoanei și societății care ne-a ajutat în organizarea acestui eveniment, domnului Stredie și companiei Bianca Play, cu care avem un parteneriat de lungă durată și foarte bun. Ce urmează să facem în scurt timp? Ne deplasăm în câmp pentru a vedea un exemplu de aplicare a tehnologiei AECTRA de nutriție și stimulare la cultura de grâu. Tehnologiile noastre au fost aplicate și la alte culturi, dar în momentul de față cultura de grâu este în atenție. Totuși, lângă cultura de grâu, puteți vedea și alte culturi foarte bune, în special cultura de soia, pe care o să vedeți foarte bine cum arată, tot mulțumită domnului Stredie. Și sper să pot spune, sau să fiți de acord să pot spune că am venit cu ploaia. Cred că a plouat cam peste tot, așa, mai mult sau mai puțin, pentru că era mare nevoie. Bun, vă mulțumesc. Ne urcăm în mașină, mergem, nu este departe și ne vedem acolo pentru a vedea tehnologia. Este produsul cu care, sau gama de produse cu care s-au obținut recordurile mondiale de producție în Marea Britanie, 16,7 tone la grâu și la rapiță 6,7 tone. Bineînțeles că noi nu ne putem propune în România să atingem un astfel de nivel, pentru că vă dau un exemplu foarte simplu, grâu în Marea Britanie se recoltează undeva pe la sfârșit de august. Deci perioada pe care o are să se dezvolte cultura de grâu acolo este mai lungă, plus regimul fluviometric, plus foarte important potențialul genetic al soiurilor. Nu poți depăși acest potențial genetic. Într-un caz fericit, ajungi undeva pe la, nu știu, 80, poate 85% din potențialul genetic de producție. Dar pentru România, pentru soiuri cu potențial genetic și soiuri mai adaptate specificului nostru, eu cred că am putea să țintim și noi aici în România o producție de 10 tone. Nu cred că ar fi ceva tras de păr, ca să spun așa. Nu e ușor de obținut, bineînțeles, dar la un 10 tone putem spera. În momentul de față, cei din Marea Britanie împreună cu cei din Noua Zeelandă sunt în concurență, care ajunge primul la 20 de tone la cultura de grâu. Am terminat cu toamna, am lăsat cultura să intre în iarnă, să sperăm că o să avem strat de zăpadă care să o protejeze, să sperăm că nu o să fie geluri foarte mari. Vine momentul ieșirii din iarnă, momentul desprimăvărării, care este iar un moment critic pentru cultura de cereale păioase și din nou trebuie să intervenim să ajutăm cultura ca să obținem o producție cât mai mare. Și aici cel mai folosit produs în momentul de față pentru stimulare, pentru repornirea rapidă în vegetație, este un produs arhicunoscut deja pe bază de aminoacizi, care se numește Terasorb Complex. Haideți să-l punem aici. Mulțumesc frumos! Gama Terasorb a depășit anul trecut pragul de 30 de ani de când există. Terasorb Complex este produsul de vârf al acestei game. Noi mai avem o variantă care se numește Terasorb Foliar și care ar merge cumva în porțiunea aceasta, deci ar merge și ea în porțiunea aceasta de toamnă. Pentru desprimăvărare recomandăm Terasorbul Complex, pentru că are un conținut foarte mare de aminoacizi, are 20% concentrație de aminoacizi și lucru foarte important, sunt aminoacizi liberi, adică ei pot fi folosiți foarte ușor de către plante, deci 20% aminoacizi liberi obținuți prin hidroliză enzimatică. În momentul de față este cel mai folosit biostimulator în România, cam pe toate culturile. Terasorb Complex. Ce mai recomandăm în momentul acesta? Rog pe persoana care are produsul Nufilm P
Sunt mai multe, da. Lucru foarte important. Ăsta o să-l pun, ăsta o să, ba da, ba da, o să-l pun aici totuși. Lucru foarte important, la unul singur deocamdată îmi trebuie. Mulțumesc frumos. E scurtă ora. La toate tratamentele pe care le efectuați, pentru că știu că investiți, folosiți produse performante și investiți destul de mulți bani în ele. E foarte bine să creștem eficacitatea unor astfel de tratamente cu ajutorul unor adjuvanți. Noi recomandăm folosirea pe scară largă a adjuvanților. Fie că vorbim de produse fitosanitare, fie că vorbim de fertilizare foliară sau de stimulare. Un astfel de adjuvant este produsul Nufilm P, producător aceeași companie care fabrică și Miller Plexul, compania Miller din Statele Unite. Este un adjuvant foarte, foarte bun. Ce face el? Foarte bine. Asigură o împrăștiere uniformă a produsului pe care vrem noi să-l aplicăm sau a produselor pe care vrem să le aplicăm pe frunză. Asigură de asemenea o aderență foarte bună a produsului pe frunză. Reduce foarte mult scurgerile de pe frunză și pierderea de produs. 3. Asigură o penetrare foarte ușoară a substanțelor active din produsele folosite în plantă, pentru că el are și rolul de a înmuia cuticula frunzei. Dar, spre deosebire de alți adjuvanți care fac mai bine sau mai puțin bine aceste trei lucruri, Nufilm P-ul face și al patrulea lucru, și anume are proprietatea ca, sub acțiunea razelor soarelui, să polimerizeze și să creeze un fel de peliculă care previne spălarea. Are nevoie doar de o oră de lumină solară ca să aibă loc polimerizarea, să se creeze acea peliculă și să vă protejeze produsele folosite în caz că la câteva ore după ce ați făcut tratamentul intervine o ploaie și practic munca e irosită. În primăvară, la desprimăvărare, continuăm cu produsul NH Delta. În Marea Britanie, să știți că sunt 5 aplicări de un astfel de produs. Noi mergem pe o variantă cu 3 aplicări. Tot NH Delta Kappa. Mulțumesc frumos. L-am poziționat. Nu știu dacă ați observat, dar am încercat ca recomandările de nutriție și stimulare pe care le facem să se suprapună cât mai mult cu intervențiile pe care le faceți dumneavoastră în cultură, ca să nu fie necesare treceri suplimentare. Deci la desprimăvărare, pentru primul tratament pe care îl faceți pentru boli, cel mai probabil odată cu erbicidarea, puteți adăuga și aceste produse. Următorul moment critic pentru plante este la frunza standard. La frunza standard recomandăm din nou atonicul, de data aceasta pentru fructificare, pentru legare. El este foarte bun pentru așa ceva. Domnul are atonic. Aici. Ca să ne mutăm în partea dreaptă a tablei și să încheiem cu gama NH Delta, la acest moment, deci la tratamentul 2, recomandăm varianta de NH Delta Calciu. Vă rog, persoana care are NH Delta Calciu, acolo. Calciu e foarte important în principal pentru pereții celulelor, deci are rol de întărire. Ce mai recomandăm aici? Recomandăm un, din nou, produsul pe bază de aminoacizi și magneziu, în principal pentru accelerarea fotosintezei. Cine are aminochelat magneziu? Încă o dată, ultima flăcuță. Mulțumesc frumos. Bun. Și tot aici recomandăm un produs pe bază de potasiu, pentru că ne apropiem de momentul în care începe să dezvolte fructul. Și aici avem un produs din gama și nu filmul pe ne trebuie, da, haideți dacă tot l-ați adus, pentru că el e bun la orice tratament. Dar ne trebuie un produs care se numește Fertigig Kappa. Cine are Fertigig Kappa? Haideți să-l inserăm și pe ăsta aici. Noi, începând de acum 2 ani, la fabrica noastră de la Câmpia Turzii, care se numește Chemical Independent Group, am deschis și o linie de formulare de fertilizanți foliari și radiculari. Gama noastră se numește Fertigig.
Avem produse cu diverse, cu compoziții diverse de azot, fosfor, potasiu, microelemente sau concentrații mai ridicate din anumite elemente, bor, calciu, potasiu și altele. Bun. Și ne apropiem de ultima intervenție, dar care este și ea foarte importantă pentru cei dintre dumneavoastră care fac și tratamentul 3, un produs foarte bun pentru creșterea calităților de panificație ale grâului, un produs din nou complex care are aminoacizi și alte principii active în el și care se numește Megafol Protein, și rog pe domnul care are Megafol Protein, haideți să-l punem în partea de stimulare, perfect. Bun. Tot aici este din nou bun un produs pe bază de fosfor și recomandăm din nou Ferticigul Start. Fosforul este foarte bun la, pentru maturare, sus în dreapta. Mai avem un Nufilm P. Cine mai are un Nufilm P? Hop. Haideți să-l punem și pe acesta acolo. Am reușit să construim împreună tehnologia de nutriție și stimulare. Este într-adevăr o tehnologie care îi cam dă culturii tot ce îi trebuie. Vreau să subliniez în încheiere faptul că, bineînțeles, că aici nu vorbim la renunțarea fertilizării de bază. Fără fertilizare de bază nu avem ce să facem. Deci folosiți în continuare fertilizarea de bază în cantitățile suficiente în funcție de producția pe care o vizați, dar astfel de produse din nou ajută la valorificarea mult mai bună a îngrășămintelor pe care le folosiți și, bineînțeles, la apropierea, cum spuneam la început, de potențialul genetic de producție al culturii. Cel mai important este să-i dăm culturii un ajutor în momente critice. Nu prea văd cum am putea obține o producție bună dacă, de exemplu, la desprimăvărare n-am ajutat cultura să repornească mai rapid în vegetație. Și aici este rolul terasorbului complex. Ar ajuta foarte mult să îi dăm culturii plantelor, să dăm plantelor semnalul acela să se dezvolte axial spre producție și mai puțin spre masă vegetală, spre paie. Deci, din nou, măcar 1-2 tratamente cu NH-Delta, NH-Delta-K, da, ar fi importante. Produsul acesta pe bază de magneziu, chelatat cu aminoacizi, iar e foarte bun. Deci magneziu, știți ce rol are în fotosinteză? E foarte, în principal, la frunză standard, dacă e să ne gândim. Clar l-aș recomanda și, bineînțeles, pentru legare, fructificare, atonicul care e deja consacrat. Și nu uitați de sol. Până la urmă, pentru cei dintre dumneavoastră care aveți sol în proprietate, priviți aplicarea unui astfel de produs ca pe o investiție în pământul dumneavoastră, pentru că el în timp se degradează, știm cu toții lucrul ăsta. Și n-ar strica să îl ajutăm. Deci da, putem să facem și o tehnologie mai redusă. Noi v-am prezentat tehnologia, zicem noi, completă pentru o astfel de cultură. Nu este o tehnologie ieftină. Încă o dată vreau să spun, s-ar putea ca la unii dintre dumneavoastră, în funcție de cum arată cultura, ce sol aveți, să nu fie nevoie de toate aceste elemente. Noi am încercat să găsim ceva care să acopere toate aspectele. Dar acum, încă o dată vă spun, dacă ne-am apropiat și noi de 10 tone la producția de grâu, poate nu pe soiurile românești, că genetic nu cred că e posibil, n-ar merita să folosim această tehnologie? Cam asta am avut să vă spun. Am construit împreună, e prima prezentare pe care o facem pe tehnologia Ectra 3.0 la cultura de cereale păioase. Am făcut-o împreună, am vrut să o facem împreună. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc să avem un an cât mai bun, să ne vedem cu bine, să vă mai plouă la timp, nu înainte de recoltare, deci să vă plouă exact când trebuie și să ne apropiem de producțiile astea cât mai mari pentru cereale păioase. Mulțumesc frumos încă o dată!